Bună seara, copii! Astă seară m-am hotărât să vă citesc o poveste mai puțin cunoscută, care sunt convinsă că o să vă facă mare plăcere. Înainte să vă citesc această poveste, vă voi spune câteva lucruri despre această poveste ca să înțelegeți mai bine tâlcul ei. Fluierașul din Hamelin se numește această poveste. Această poveste, care ne îndeamnă să ne respectăm promisiunile, s-a născut dintr-o întâmplare, pe cât de reală, pe atât de stranie. Nici până azi nu se știe ce s-a întâmplat cu adevărat. Însă, pe o veche placă din orașul german Hamelin, stă scris că pe 26 iunie 1281, un cântăreț din fluier, îmbrăcat în haine ciudate, a condus 130 de copii în afara orașului, iar aceștia nu au mai fost văzuți niciodată. O stradă din Hamelin se numește Strada Liniștii. A fost astfel numită după această întâmplare. Și chiar și în ziua de azi este total interzis să cânți aici din gură ori din vreun instrument, din respect pentru copiii care au dispărut cu atâția ani în urmă. Frații Grimm, cunoscuți pentru că au adunat și au pus pe hârtie povești transmise din generație în generație, au descoperit în 1812 diferite versiuni ale acestei povești populare. O versiune celebră este și cea repovestită de poetul Robert Bovnin în 1842 în poezia Fluierașul din Hamelin. Acum să citim povestea, dragi copii. A fost odată ca niciodată, cu mult timp în urmă, un orășel în Germania, pe nume Hamelin. Era o așezare înfloritoare de negustori înstăriți. Oamenilor nu ne lipsea nimic. Aveau hambarele pline cu grâne, iar în pivnițele lor se găseau cele mai mari butoaie cu vin din ținut. Viața din Hamelin era prosperă. Într-o bună zi, o teribilă nenorocire se abătu asupra orașului. Apăru un șobolan mare și negru, cu botul ascuțit și ochii roșii. La început, locuitorii nu-i dădură prea multă atenție, însă, după aceea sosi un al doilea șobolan, apoi un al treilea și un al patrulea. În câteva zile, orașul era invadat de mii de șobolani. Străzile, piețele, chiar și casele erau pline de scârboasele creaturi. Șobolanilor nu le era teamă de nimic. Ataucau câinii, mușcau caii, se luptau cu pisicile și când oamenii încercau să-i alunge cu mătura sau cu lopata, se întorceau în câteva clipe într-un număr și mai mare. Situația devenise insuportabilă. Locuitorii erau din ce în ce mai îngrijorați, așa că hotărâră să convoace o adunare în piața primăriei pentru a încerca să găsească o soluție. Nu mai merge așa, spuse unul dintre ei, șobolanii mănâncă tot. În curând, din proviziile pentru iarnă, nu ne va mai rămâne nimic. Ei, înainte de a veni șobolanii, Hamelin era un oraș curat și liniștit. Uitați-vă în ce stare ne-au adus aceste creaturi, adăugă un altul. Trebuie să izgonim șobolanii cât mai repede. Situația asta durează de prea mult timp, strigară toți într-un glas.
Mulțimea devenea din ce în ce mai agitată. Pentru a-i liniști pe oameni, primarul din Hamelin ieși din primărie și le spuse: dragi concetățeni, trecem printr-o perioadă grea, dar sunt sigur că, în cele din urmă, șobolanii vor părăsi orașul. Ei bine, ce aveți de gând să faceți pentru a scăpa de ei? Întrebară oamenii nedumeriți. Îi voi strânge pe sfetnicii mei pentru a lua o hotărâre, răspunse el. Însă locuitorii din Hamelin așteptară deja prea mult și cereau o soluție rapidă. Spunând primul lucru care îi trecu prin cap, primarul scoase o pungă mare din buzunar și zise: aceasta este o pungă plină cu galbeni. Sunt gata să o dau celui care ne va scăpa de șobolani. Peste piața primăriei se lăsă o tăcere deplină. Oamenii se gândeau câte lucruri ar fi putut realiza cu o pungă plină de galbeni, dar niciunul dintre ei nu știa de fapt cum să scape de șobolani. Chiar în acel moment, din mijlocul mulțimii, se auzi o voce. Eu, fluierașul, sunt gata să mă înham la treaba asta. Toată lumea se uită mirată la cel care tocmai vorbise. Era prima dată când era văzut în oraș. Înalt, zvelt, omul avea ochii stranii și pătrunzători și o mustață lungă, foarte subțire. Hainele pe care le purta erau ciudate, viu colorate, iar între degete ținea un fluier. Nu pot scăpa de toți șobolanii din oraș? Întrebă primarul mirat. Desigur și garantez că nu se vor mai întoarce, spuse străinul. Orășenii din Hamelin erau uluiți. Nici primarul nu știa ce să creadă. Ei bine, din moment ce știi ce să faci, pune-te pe treabă. Ce mai aștepți? Spuse el. Mai întâi trebuie să stabilim prețul. Punga aceea de galbeni nu pare a fi decât o răsplată modestă. Cer un galben pentru fiecare șobolan care părăsește orașul, spuse fluierașul. Un murmur străbătu mulțimea. Un galben pentru fiecare șobolan? Strigă primarul. Dar așa ceva este imposibil, trebuie să fie câteva sute și chiar câteva mii de șobolani în Hamelin. Sunt 1.000.000, spuse fluierașul calm, și nu voi munci pentru mai puțin de 1.000.000 de galbeni. Trebuie să mă gândesc la asta. Mi voi strânge sfetnicii. Ceri o sumă enormă. Îți dau timp de gândire până mâine dimineață, răspunse fluierașul zâmbind. Primarul își chemă imediat sfetnicii. Omul acesta este ultima noastră speranță, însă este imposibil să-l plătim un galben pentru fiecare șobolan, le spuse el. Va trebui să mărim taxele, oamenii vor fi nemulțumiți și vor alege al primar, spuse unul dintre sfetnici îngrijorat. Dar stați puțin, cine spune că îl vom plăti? Strigă primarul. Îi vom putea lesne accepta propunerea, îl lăsăm să-și facă treaba, iar apoi îl gonim din oraș, fără să-i plătim nimic. Toți sfetnicii aplaudară.
iar primarul se întoarse în piața primăriei foarte mulțumit de planul său mărșav. Îl găsi pe fluieraș stând lângă fântână și lustruindu-și fluierul. Străine, spuse primarul, suntem de acord. Îți vom plăti prețul pe care ni-l ceri dacă reușești să ne scapi de șobolani. Când începi? Chiar în noaptea aceasta, spuse fluierașul, poruncește ca toată lumea să stea în casă. Primarul se duse acasă foarte mândru de planul său. Locuitorii din Hamelin erau norocoși să aibă un primar atât de deștept. Soția și cei 6 copii îl așteptau plângând. Toată ziua încercaseră să dea șobolanii afară, dar în zadar. Nu vă mai faceți griji. Mâine acest coșmar se va termina. Nu va mai rămâne nici măcar un șobolan în oraș, promise primarul. Imediat după lăsarea nopții, orășenii se încuiară în case. Luna răsări, iar pe străzi începu să bată un vânt răcoros. O siluetă întunecată apăru în piață. Era fluierașul. Foarte ușor, el duse fluierul la gură și începu să cânte o melodie stranie, tristă și obsedantă. Curând, aceasta se răspândi prin tot orașul, pe fiecare străduță, strecurându-se în fiecare ungher și în fiecare crăpătură. Deodată, șobolanii se opriră din ronțăii și își ridicară botul toți în același timp. Apoi porniră de avalma către piața primăriei. Șobolanii veneau de pretutindeni, rostogolindu-se pe scări, sărind pe ferestre, târându-se afară. Din găurile de canal, când ajunseră în piață, se strânseră toți în jurul fluierașului. Acesta, prinsă să meargă foarte încet către porțile orașului și, în tot acest timp, continuă să cânte la fluier. Fără niciun zgomot, mulțimea de șobolani îl urmă, ca și cum ar fi fost hipnotizată. De la ferestre, locuitorii din Hamelin priveau trecând șuvoiul de creaturi mulți și ei de uimire. Fluierașul merse la râul Veser, care trece pe lângă oraș. Se opri pe malul apei și privi la mulțimea de șobolani care se întindea în fața lui, fiecare fixându-l cu ochii ca mărgelele. Deodată, fluierașul le porunci: "Săriți!" Și fără a ezita nicio clipă, toți șobolanii se aruncară în apa rece ca gheața și dispărură unul după altul. Când nu mai rămase niciun șobolan pe mal, fluierașul se opri din cântat și se întoarse în oraș. Era beznă și toți locuitorii orașului dormeau. În dimineața următoare, în zori, fluierașul ciocăni la ușa primarului. După o lungă așteptare, primarul răspunse. Era încă în halat, iar pe cap avea o scufiță de noapte. "Nu a mai rămas niciun șobolan în oraș," îl anunță fluierașul. "Am venit să cer ce mi se cuvine, 1.000.000 de galbeni. Și unde s-au dus șobolanii? Cum pot ști eu că au plecat pentru totdeauna?" întrebă primarul. "I-am mânecat în Veser. Eu mi-am îndeplinit partea mea de învoială. Acum
Tu trebuie să mă plătești, insistă fluierașul. Ce? Trebuie să te plătesc pentru niște șobolani care au dispărut? Ți-am spus că voi plăti un galben pentru fiecare șobolan, însă m-am referit la șobolani adevărați, morți. Trebuie să mi-i aduci aici. Cu aceste cuvinte, primarul trânti ușa, fluierașul se uită cu ochii lui pătrunzător la ușa care îi fusese închisă în nas. Dinăuntru, el auzi un copilaș vorbind în somn, iar în mintea lui încolți o idee. Cu siguranță, voi găsi o cale să-l fac să-mi plătească serviciile, murmură el. Apoi se întoarse pe călcâie și plecă. Puțin mai târziu, bine dispus, primarul se duse la primărie și îi chemă pe toți locuitorii din Hammering în piață. Când se adună, toată lumea spuse: dragi concetățeni, am scăpat orașul Hammering de năpasta care se abătuse asupra lui. Astăzi nu a mai rămas niciun șobolan în oraș. Pentru a sărbători această reușită, vă invit pe toți la un mare banchet în această seară la primărie. Astfel, în seara aceea, locuitorii din Hammering se pregătiră pentru a participa la petrecerea dată de primar. Își culcară copiii și se duseră la primărie. Acolo băură, mâncară și dansară toată noaptea. În acest răstimp, fluierașul rătăcea singur pe străzile orașului. Luna răsări și un vânticiol răcoros începu să adie. Fluierașul duse fluierul la gură și începu să cânte o melodie veselă și zglobie care se răspândi până și în cele mai întunecoase și uitate alei. Deodată, ușile caselor se deschiseră, iar copiii ieșiră și se strânseră în jurul fluierașului. Acesta se îndreptă către porțile orașului, continuând să cânte. Copiii îl urmară, zâmbind și fredonând melodia. Ei nu-și luau ochii de la fluieraș, ca și cum ar fi fost hipnotizați. Curând ajunseră la râul Veser. El traversă podul împreună cu toți copiii și începu să urce muntele de pe celălalt mal. Copiii îl urmau în continuare și nu păreau să se simtă obosiți deloc. Cei mai mari îi duceau pe cei mici în brațe și toți râdeau și dansau împreună. Curând, dispărură cu toți în noapte. În dimineața următoare, de vreme, când locuitorii din Hammering se întoarseră acasă de la primărie, în zadar își căutară copiii. Primarul din Hammering alergă prin toate camerele casei sale, strigându-și disperat cei 6 fii, însă aceștia plecaseră. Apoi găsi o bucată de hârtie prinsă pe ușa sa, pe care scria: primiți în contul dispariției a 1.000.000 de șobolani 253 de copii din orașul Hammering. Hârtia era semnată fluierașul. Primarul înnebunit de durere. Copiii din Hammering nu au mai fost văzuți niciodată, dar chiar și astăzi, în serile cețoase, când răsare luna și începe să bată un vânticel răcoros, departe, pe munte, se poate auzi o melodie stranie cântată la fluier și ecoul râsetelor de copii. Din ziua aceea, primarul din Hammering și-a ținut totdeauna întocmai promisiunile. Noapte bună, copii!